Vă salut prieteni! Bine v-am regăsit! Mulțumesc că dați click pe colopoțel! Mulțumesc că vă abonați de noi membri! Nici nu mai am ce să zic! Mi dă mulțumiri! Vă povestesc azi puțin, puțin mai mult despre Rapid, că n-am mai vorbit de mult despre Rapid și sper când începe campionatul să avem motive așa să vorbim de de bine, de rezultate bune și făcând un pic o comparație și cu ce se întâmplă la, la Dinamo, cu ce, ce era pe vremuri, acum 15 ani, 20 de ani, când în spatele fiecărei echipe erau 2, 3, 5, 7 oameni cu bani. Dar ca mai întotdeauna și mai peste tot să știa de la principalul. De Gigi Becali pe la Steaua, de Copos la Rapid, Porumboiu la Vazlui, Ștefan pe la Piatra Neamț, Marian Iancu pe la Timișoara, Mititelu la Craiova, Dar, și eu cred că aici a, a, a avut de câștigat Rapidul, pe lângă Finanțatorul ăsta principal, care la Rapid era copos pe vremea aia, mai erau oameni în, în spatele lui care tot timpul erau alături de echipă cu o primă suplimentară, cu, nu știu, de exemplu, care aduceau la ProRapid după... După meciuri, 20 de cutii de pizza și 50 de salate. Domnul Valvis, la rapid, iar care venea, promitea, hai băieți din partea mea și astăzi o să vă vorbesc puțin despre domnul Valvis, că a mai avut după aceea o, o tentativă nereușită din păcate să se întoarcă la rapid, dar cred că era încă deziluzionat de relația care au avusese cu Copos. Și o să vă povestesc din anul când a luat campionatul cu rapid. După ultimul meci, petrecere mare în Giulești, cu artificii, cu petrecere. Artificii, lume multă pe gazon, poze, cum e la bucurie. La bucurie sunt foarte foarte mulți pe lângă echipă. Când e merge echipa mai nasol, marea majoritate dispar. Și aveam sponsorul, sponsorul principal Petricor, Scria la Dorna, societatea domnului domnului Valvis cu laptele. Am primit, a fost ceremonie, mi s-au mânat uh, tricourile de campion, niște tricouri galbene cu așa o, un acțipil ceva în față, scria campion național, divizia, ediția. Galbenea asta știu că mi-aduc aminte pentru că m-am uitat un pic mai devreme că am tricou pus într-un tablou de ăsta cu semnăturile tuturor membrilor echipei, jucători, doctori, staful tehnic și Alu Copos, care în anul ăla îmi micșorase puțin contractul și mi-a scris ca de la prieten la prieten și mi-a semnat. Am vrut să decupesc o farfecă, dar stricam tricou, asta ca o glumă, așa. Și normal, toți bucuroși cu medaliile de gât, cu tricourile alea galben, că, galbene, că le luai pe tine când ți le, ți le dădea la fiecare în parte, ne-a dat. Și vine domnul Valvis, am făcut niște poze acolo pe -o gazon, vine domnul Valvis și îmi zice. Robert zice, vorbește și tu cu, cu băieții să dați tricourile astea jos de campioni, să facem, să facem o poză și cu echipamentul alb, frumos. Ne-a fost în anul ăla, s-a făcut și un, un rând de echipament, nu mai știu, de la Garman, era, uite, la ăsta nu l-am verificat, de la Garman, dacă nu mă înșel, gen cum avea Italia, albe, mulate așa pe corp și cu trei, trei inimioare, în care în inimioarele alea erau anii care câștigase rapidul campionatul, din păcate tot trei inimioare au rămas și prin, până în ziua de azi, cu sponsorul la foarte frumoase tricouri. plus tricourile de joc care aveam Alvi și Niu și Gri, cred, cu la Și vine domnul Valvis la mine și îmi zice, bă Robert, te rog frumos, mă simpatiza omul, mă simpatiza tot timpul și când venea pe prorapid și întreba de mine, mă chema, vorbea cu mine și... Bă, te rog frumos, vorbește și tu cu băieții să dați tricourile astea jos, să, să facem poză și cu... să se vadă la Dorna, avea vreo 2-3 oameni de aia pe acolo cu cutia de lapte, chiar am, o să caut pozele și o să le pun pe, intrați, intrați după, pe laptop sau pe ceva, la fila comunitate pe pagina mea pe canalului și dați la comunitate acolo că o să caut pozele și o să pun 2-3 poze ca să și vedeți despre ce vorbesc. Și mă duc la Enci și zic, băi, zic, ai, vorbește și tu cu ăștia jumate aici care sunt pe lângă tine. Să dăm tricourile jos, cu cealaltă jumătate vorbești. Că eu zic, să facem poze, să facem poze și în echipament. Nu ia mai zis lui ENC, bă, mi-a zis val bă. Începe Enci, vorbește eu repede, pa, 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 haide, bă, să facem și în echipament. Domale, le țineam în mână așa, sau băgate la short, facem poză, de acolo s-a mers în viață, la ProRapid și pe urmă, am sărbătorit, am făcut și altă petrecere pe urmă cu... Ne-a invitat Copos la Atene Palas, la hotel, cu a chemat pe uh, Dan Bidman să cânte, cu ți-am dat un inel. Mai bine ne cânta cu... v-am dat primele de obiectiv. Dar ne-a cântat cu ți-am dat inelul. Ți-am dat un inel mare cât inimile alea după tricoul de campion. Bine, am stat ce am stat acolo și după aia Maneliști, fotbaliști, că o să fie și de ăștia unde putea să vă duceți. Păi, unde să te duci mă să sărbătorești? Sărbătorești cu Dan Bidman, ce ai câștigat uh, la radiodifuziunea română, uh, nota muzicală, de aur, sau ai câștigat campionatul. Ne-am dus la Lăutari, care, cărora ne plăcea asta, genul ăsta muzical ne-am dus la lăutari. După ce s-a terminat acolo, am forțat un pic finalul petrecerii și am plecat la lăutari, că la lăutari te faci că nu e nunta, nu-i frumoasă fără lăutari. Eu când îi aud pe ăștia că strâmbă din nas, domne maneli să du la mașină, dacă te duci cu ei la petrecere, rup flecurile la pantofi. Când începe și cântă salam sau vijelie sau caval sau aia, mamă, mamă, rup mocheta sub, sub călcâie și astea și mandicoasele astea de sunt doamne din alta societate să urcă pe mese și dansează. Dacă le întreabă câte unii la televizor, vai tu manele, niște maneliști, niște maneliști de dansați de ru rupeți. Vă crește pulsul mai după două dansuri mai rău ca la un fotbalist după trei sprinturi. Și ne-am dus în viață la lăutari. Până dimineață la ora 10 când ne chemase Mircea Rednic la ProRapid. Și am făcut pozele, frumos, focul de artificii, toată lumea bucuroasă, hai la Pro Rapid. Ca așa mergeam după fiecare meci, mergeam la Pro Rapid să mâncăm, mâncam, indiferent cât era ceasul. De cele mai multe ori pe Giulești jucam în nocturnă. Și să terminam meciul la 10 și ceva, până ajungeai la Pro Rapid, mâncam până la 11 și ceva noaptea, dar mergeam acolo și mâncam toți. Mai vorbeam de meci, aveam televizor în sala de mese acolo, un televizor mare mare un abonat, domnul Niță, de la Mangalia, de 1,60 m, diagonala. Și ne uitam acolo, bă, la rezumate, la ce mai dădeau de la meciul nostru. Și mai discutam. Mâncam, beam o bere, un suc, un fiecare ce vroia, un par de vin și plecam. Alcoolemia în limitele legale, nu. Gustam așa, pupam sticla, nu. Și toate bune și frumoase. După vreo două, trei zile sună telefon. Nu prea răspundeam, dacă nu cunoșteam numărul, nu prea răspundeam, că s-a mai întâmpla pe vremea aia, ți afla numărul de telefon de la Dinamo, de la Steaua, de la... Și te sunau și te înjurau de te omorau. Tu ziceai, alo, ăla zicea de măta, tu ziceai, nu te aud, zicea de tactul, pe urmă te întreba de cimitir și așa mai departe. Și nu răspundeam. Tot timpul. Acum eu ce zic, bă, câștigase în campionatul, zic, hai că poate nu sună lumea să mă înjure, mai sună să mă și felicite și răspund, da. Lui, da. Bună ziua, domnul Niță, chiar el. Sunt de la biroul domnului Valvi, sunt doamna Foaie Verde, rămâneți puțin pe fir că vrea domnul, domnul Valvi să vorbească cu dumneavoastră. Da, doamnă, vă mulțumesc, imediat, ti, 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 ti. O, Robert, ce faci, felicitări, prietenul meu, Priet eu și acum când vorbesc cu domnul Valvi, prietenul meu, așa am zice tot timpul, prietenul meu, zic ce să fac, bucuros, vă dați seama, cred că sunteți și dumneavoastră fericit, vă mulțumesc și numele echipei că a fost tot timpul alături de noi, că zice, ce program ai uh, într-o oră, două, zic, n-am niciun program, ce program să am, zic, prin oraș, ce vreau să te invi la mine, la birou, să avem o cafea. Cu mare plăcere, zic, îmi spuneți adresa și când când poți tu? Și păi, într-o oră, dacă puteți și nu. Da, domnule, eu îmi fac programul în funcție de tine, eu pot să, să jonglez cu programul, am, anulez o întâlnire, o amân, treaba mea, zice, vin într-o oră, dar într-o oră vin. Mi-a dat omul, mi-a zis adresa, pe undeva, pe la, pe vis a -vis de spitalul Grigore Alexandrescu, Alexandrii, Alexandre, nu, spitalul de copii, dar nu știu spre rușinea mea Grigore Alexandrescu cred că îi zice spre rușinea mea nu știu cum să am și eu lipsurile mele și voi înțelegeți că încă caut notorietate câteodată mai fac o prostu sper să nu rămân așa. Ca să mă deșteptați un pic dați și voi un click pe clopoțelul ăla abonați-vă și mai distribuiți așa ori din gură în gură ori pe rețelele de socializare cât un video care vă place m-am dus acolo, o stradă îngustă așa, am dat o tură, niciun loc de parcare. Am mai dat o tură, nimic. La un moment dat mă uit pe stânga așa unde zisese numărul cu tare, două locuri de parcare e în fața acolo. Opresc, iese un domn, las geamul jos, domnul vă rog că vă așteaptă domnul valvi parcați aici. Păi așa mă, prietene, păi chiar nu mai respectăm valoarea în țara asta? Asta așa pentru hateri. Am parcat acolo, frumos m-a dirijat omul, mai în spate, mai în față, două așa, că aici e locul rezervat dacă îmi vine cineva la șeful. Gata, șef. Am intrat acolo, m-a condus omul, frumos, m-a dus până sus, la etajul 1 sau la etajul 2, pe o scară de asta, spiral, așa avea birou. Am intrat acolo, secretarea deja știa, eram în picioare la ușă, domnul Robert, vă rog. Am intrat, o, prietenul meu m-a luat în brațe, nu știu ce, ce faci, cum a fost, cum ți s-a părut campionatul, cum am vorbit vreo 10-15 minute de fotbal. Acum pune mâna pe telefon, bine m-a servit omul, fursecuri, apă, cafea, apă. și duci dacă îi ziceam că vreau să fac la birou, acolo cred că o organizare pe de ceva și mă băga să mă și dușez. Ia telefonul și zice, doamnei secretare, ce să vii să mi-aduci, te rog. Ce scuză mă, Zic, nicio problemă, Vine doamna, hop, și dă două plicuri. Le pune așa pe birou. Robert, uite, este plăcerea mea, nu vreau să te simți jignit. Te rog foarte mult, este din partea mea. Tu știi că eu am o părere foarte bună despre tine. E jucătorul, printre jucătorii mei preferați de la Rapid. Uite, am aici și pentru gestul care l-ai făcut tu, toată viața ta când o să ai nevoie, eu sunt prieten adevărat, oricând poți să apelezi la mine și ca drept dovadă n-am apelat cu nimic, dar de câte ori îl sun pe domnul Valvi și este un om ocupat cu afaceri de multe milioane de euro, nu s-a întâmplat niciodată să nu, mă, să nu -mi răspundă sau să nu mă sune înapoi. Niciodată. Spre deosebire de alte persoane care nu sunt la nivelul domnului Valvis, am crezut că avem o relație mai apropiată decât o, avem, o aveam cu domnul Valvis și o am. Și nu îmi răspund cu săptămânile și dă sunat înapoi niciodată. Omul ăsta dă Crăciun, dă Revelion, că au fost sărbători acum, mesaje, tot timpul. Prieten, om, prieten, om de caracter. Ce să nu crezi că te jignezi, nu vreau să o iei ca o jignire. Uite că am văzut și gestul care l-ai făcut uh, la rugămintea mea. Zic, da, ce gest, ce? Când ți-am zis să uh, dați tricourile jos și am văzut că imediat ai vorbit și cu Enci și imediat uh, toți băieții au ascultat de tine și de Enci și ați dat tricourile jos și... Domnul Valviz nu e problemă, uite, te rog frumos, eu o atenție din partea mea. Domnul Valvis zic, nici să nu vă gândiți. Eu zic să fac și pe Cine refuză plicul? Acum hai să fim serioși, să nu părem ceea ce nu suntem. Mă rugam la Dumnezeu să fie cât mai mulți în plicul ăla. Ce să... De ce să mint? Mi s-a părut că am subțire, sincer, să fiu când mi l-a întins așa, dar Zic, Doam, domnul Valvis, vă rog, nici n-am întins mâna. Zic, vă rog, prietenul meu, prietene, mă super să știi că te rog mult de tot, uite, ăsta e pentru tine, aprecierea mea. S-a ridicat în picioare, a venit după birou, așa, a dat mâna cu mine, m-a luat în brațe, prietene, te rog, cea mai mare jignire pentru mine e. Uh, dacă mă refuz. Și să știi că asta nu e cu, cu grecii: că să refuz darurile de la greci, tu, tu știi că eu sunt greco-elvețian și zic, domnul Valvi, dar nu trebuia, nu te rog mult de tot. A luat plicul, Pac, frumos l-am îndoit la buzunar. Eu nu prea am umblat în sacouri la viața mea asta că nu, nu, mă simt confortabil. Eu sunt mai mult pe sport, așa mai. Și zice, uite, te rog frumos că... Zice, cu Ienci n-am apucat să vorbesc și am văzut și gestul lui. Uite, plicul ăsta, te rog, din partea mea să-i dai lui Ienci. Bă, zic omul ăsta... Zic, da, sigur că da. A lui Ienci l-am luat imediat, că n-ar ce să mai fac pe rușinosul și pe... Acum mă și gândeam, că românul inventiv. Zibă, zic, că aș putea să trag ceva de aici, de la Enci, că oricum nu o să-l întrebe niciodată nici Valvis pe Enci. Bă, au fost bumbanea câți ai avut sau Enci să-i că mulțumesc pentru oia 2 lei. Dar nici să coborăm atât de mult, dar mi-a trecut prin cap. Mi-a trecut prin cap, să mă uit că plicurile nu erau sigilate, nici al meu, nici al lui Enci, să mă uit dacă și lui Enci i-a pus la fel cum a pus la mine. Și a fost la fel, că m-am și uitat. Lui Enci nu i-am zis nici până în ziua de azi, dar Enci știu că să mai uită la mine din când în când și acum o să afle și el și chiar mă bucur dacă o să-și aduc aminte, cred că o să mă și sune. Și... Bine, Bine, l-aplic, nu vă gândiți la sume exorbitante, dar un gest foarte bine venit. Acum, vă dați seama, bă, te cheamă un om care era sponsor și el la echipă, l-am sunat pe ienchi bă, pe unde ești, nu știu ce, zic, uite, fii atent, zic că... Am fost acum, am plecat de la Valve, zi, mi-a dat un plic și pentru tine, zi, mi-a dat și mie un plic. Vezi tu, nu mai vorbești cu nimeni, că numai pentru noi doi. Dacă mai pune ceva la primă, pe urmă, sau pentru toată echipa, zic, nu știu, da, zic asta, zic asta a fost rugămintea, zic să nu afle nimeni, să știu doar eu cu tine și... Nu, bă, nu, unde? M-am întâlnit cu Enci la, la Iris Pub, la Piața Unirii. M-am întâlnit cu el, zice, bă, știu că mi-a zis că tu te duci acolo, m a invitat și pe mine, dar n-am putut, că am avut treabă, nu știu ce, și n-am putut să... Zic, stai bă, liniștit, că e la mine, zic, hai să ne vedem, să mâncăm și zic să-ți aduc și el. M-am văzut cu el și zic, uite bă, zic, la fel mi-a dat și mie, nu i-am zis că am umblat în plic, dar cred că și-a dat seama, dacă nu o să mă afle acum, i-am zis, zic, uite bă, așa mi-a dat și mie, zic, două plicuri, unul pentru mine, unul pentru tine, nu i-am zis că nu am numărat bani și pe lui și pe mei. Și de-aia zic că e important. Pe lângă ăla care e în față, să fie oameni care să se țină de cuvânt și să promită că fotbalistul, în general, cât ar fi el de bogat, cât ar fi el de bun, e ca un copil mai răsfățat, așa, îi place dacă are 10 bombonele, puse deoparte de el pitite acolo, să mai vină unul să-i dea o bomboană, să-l întrebe ce face, cum să simte. Așa e, în Rom Așa e fotbalistul român. Și de-aia v-am povestit că văd și situația asta pe la Dinamo, văd și pe la alte echipe că e nasol cu banii. De exemplu mai aveam un domn, domnul Matei, care indiferent ce petrecere aveau jucătorii de la Rapid, ce bă orice, la orice onomastic, nuntă, botez, mormântare, orice eveniment, era, avea o firmă care importa băuturi alcoolice. Bere, vin, șampanie, cred că o are și în ziua de azi. Păi nu exista să afle omul ăsta că face unul o petrecere și să nu trimită 10-20 de cartoane de vin. 3 cartoane de șampanie. Și Că nu fac eu reclamă, mai ales la băuturi alcoolice, că eu sunt anti-alcool. Mai zice câte unul ce bă, ai băut ceva că aveai față de bețiv. Ești deștept ca ăla care a... știți voi cine. Și era un vin care să... Să zic, da, da, zic, da, avea vin roze, vin alb, vin roșu, cabernet, nu știu de care, siracone, până... GP, și care voi știți care mai sunteți băutori, că mai are un după GP, mai are un nume, o sticlă turtită așa puțin într-o parte, vin băutorii, spun că vin bun, cunoscătorii, nu băutori. E și omul ăsta la fel, domnul Matei. Bă, dacă auzea că are unul, își serbează ziua de naștere, că face unul botez, că face nuntă, că sărbătorește divorțul, că I-a murit pisica și face petrecere. Bă, în secunda 2 suna. Bă, păi tu faci petrecere și nu-i spui lui Matei și aia zi, bă, ce strimi, ai nevoie. Nu, n-am Matei, că când... du-te, bă, de aici acum, nu. Bă, bă, tu, păi ți le aduc la ProRapid, unde faci? Păi acolo, la... Trimitea mașina, trimitea papucu și spunea până, vezi că ți-am lăsat acolo 10 cartoane de vin roșu, 10 de vin alb, 3 de șampanie, deci, oameni care iubeau fenomenul și tot timpul, tot timpul erau pe lângă echipă și bă, te făceau să te simți important, să simți că, nu știu, la ăia din conducere le pasă de tine, că până la urmă puteai să-ți plătești 10 cartoane de vin, îți permiteai. Bă, dacă îmi veneau de la sponsorul, de la, din anturajul echipei și ți-l trimitea și sim Bă, altfel te umfla în pene, mamă, ce important sunt și eu, ia uite, bă, mi-a trimis și mie, ia uite, bă, mi-a trimis și mie. Și nu era ieftin nici pe vremea aia, era mai scump pe vremea aia, că nu erau atâtea de multe sortimente ca acum, nu e, cred că nu e scump nici în ziua de azi, nu e ieftin, pardon, pe vremea aia era scump, am vrut să zic, am rămas cu șocuri de la ultimele conversații și mai mult ideile. Am vrut să insinuez altceva. Asta e, prieteni. E foarte important că vedem problemele care sunt. Foarte, foarte important fotbalistul român să se simtă protejat. Protejat și băgat în seamă. Și poate așa o fi și prin alte țări. Nu știu. În Vietnam așa era pe unde am fost eu. Vă zic că în Vietnam, la fel, sunt, te întrebau și dacă ai pâine, că pâinea nu o mâncau decât europenii pe acolo și nu erau mulți. Și te întrebau oamenii ăia de pe lângă echipă și vicepreședintele și directorul sportiv și translator, bă, dar ți-ai luat pâine, bă, dar ai găsit pâine, bă, du-te acolo la supermarketul ăla că îi iau pâine caldă tot timpul. Și simțeai că te respectă, sunt îngrijorați pentru tine și vor să-ți creeze toate condițiile. Sper că nu v-am plictisit. Sunt amintiri, amintiri lucruri care se întâmplă și poate pe unii dintre voi vă fac să înțelegeți un pic mai bine ce se întâmplă în anturajul unei echipe de fotbal. Eu vă mulțumesc, vă rog să nu uitați de clopoțel, de abonare, de distribuire, de un like dacă vă place. Și nu uitați, face sport când puteți. Unde puteți, mare grijă cu cine. Protejați-vă și nu uitați. Fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. Vă salut prieteni.